Da, da. È da fare, no? Il verde l'è sotto. Este o campanie pe care Arhiepiscopia și dorește să o începem în orașul nostru. Prin intermediul unui alt preasfințitului care îi mulțumim acum, ne-a obținut 20.000 de copaci Puieti De Molid, iar în municipiul Roman, prin voi, pentru toți care sunt locuitori ale acestui oraș, vom planta 5.000 de copaci astăzi. Vă mulțumim, va vorbi în alt preasfințitul și după aceea domnul primar, vă rugăm frumos. Da, dragi tineri, bine ne-am întâlnit aici la Fundația Melcedec. Bine v-am găsit. Da? Deci, în Arci, la noi, la români, se știe că orice lucrare frumoasă și bună și pozitivă începe cu Doamne ajută. Hai să facem o cruce și să zicem cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce noi în ispită, Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, și în apă sunția voastră binecuvântați. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează tinerii aceștia și fă ca lucrarea lor să fie primită ca o faptă bună spre izbăvirea de păcate și luminarea minții și ajutor de la Tine, că Sfânt ești Dumnezeul nostru, Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deci astăzi, dragii mei, veți sădi în Roman 5.000 de arbori și aceasta înseamnă că ozonăm orașul acesta și îl înfrumusețăm în același timp prin voi. Sper ca lucrarea de astăzi să fie un de bun augur pentru toți cei care iubesc natura care este creația lui Dumnezeu și o înfrumusețează, o transfigurează, nu o desfigurează. Așa să fiți voi toată viața, frumoși, tineri, ca și pomii și arbori care se dis astăzi în diferite colțuri ale orașului nostru, ale locurilor acestea pitorești și frumoase, care ne-au fost lăsate de moșii și străboșii noștri și noi căutăm să le dăm celor de după noi o țară frumoasă, împodobită cu arbori și toate bogățiile ei, să fie spre slava lui Dumnezeu și propășirea poporului român. Vă mulțumim, domnule primar, că ați inițiat împreună cu noi această campanie de înfrumusețare a orașului și a împrejurimilor lui și sperăm ca anii viitori să facem aceeași treabă, ca atunci când vom ajunge toți la 100 de ani, arbore să aibă și ei 100 de ani ca și noi. Dar înalt preasfințite, vă mulțumim pentru acest parteneriat pe care îl avem împreună. E un parteneriat foarte benefic și mă bucur că am reușit atât de mulți tineri să atragem în acest proiect. Mergeam dimineață spre servici, am văzut mulți copii cu hârleți pus în sacoșă. Așa mi-a crescut inima de bucurie să-i văd cât sunt de implicați. Și mai mult decât atât, mi-aș dori ca peste 5, 6, 10 ani, când veți fi mari, veți fi adulți, unii dintre voi poate căsătoriți, să mergeți așa prin locurile astea din oraș unde ați plantat acești pomi și să le arătați copiilor, soțiilor, soților, să le arătați munca voastră, ce ați făcut voi astăzi în această frumoasă zi, iată și însorită, numai bună pentru astfel de activitate. Eu vă mulțumesc tuturor celor implicați, vreau să vă văd foarte responsabili în acțiunea de plantare de azi și mai departe să urmărim acești copaci ca în 3 ani, în 4 ani să fim siguri că s-au prins și pot genera ozonarea orașului nostru, așa cum spunea și înalt preasfințitul. Vom merge acum împreună să începem această campanie și pe care mi-o doresc să fie foarte reușită și să ne bucurăm la sfârșitul acestei zile de roadele muncii pe care am depus-o astăzi. Bravo. Mult succes în activitatea de astăzi! Thank you.
care nu mai sunt. Astăzi suntem în grădina de copii din parcul Melisedec Ștefănescu, unde am dat, zicem noi, o imagine bună a acestui program care s-a implementat și în orașul nostru și pretutindeni în țară, un program care se face în parteneriat cu sectoarele silvice ale județului, ale țării, ale ministerului, aceea de a înfrumuseța și de a pune din nou niște arbori care să dea ozonul respectiv pentru toți cei care inspiră aerul acesta fără de care nu putem trăi. Și iată că această campanie am început-o aici sub semnul episcopului Mercedec, care a făcut foarte multe lucrări și în orașul nostru și pretutindeni, pe unde a activat. Și el a iubit natura, a iubit frumosul, a iubit florile, a iubit arborii, copacii, pomii, pentru faptul că în acestea a văzut lucrarea lui Dumnezeu în lume. Că, într-adevăr, grădina România este o grădină a Maicii Domnului și o grădină nu poate să rămână grădină dacă nu o înfrumusețăm. Nu-i smulgem buruienele care pot să o năpădească, care vin de la sine, nu cultivate de noi. Și atunci, bineînțeles, înfrumusețăm grădina, înfrumusețăm și sufletul nostru, înfrumusețăm și familia din care facem parte, înfrumusețăm România, această grădină a Maicii Domnului. Dacă tot se apropie sărbătorile pascale, puteți să transmiteți romașcanilor de pretutindeni? Da, într-adevăr, avem aici această activitate, o putem pune în alternanță cu sărbătoarea care începe în pregătire de săptămâna aceasta, săptămâna patimilor și, bineînțeles, învierea Domnului. Și am prilejul ca în această zi festivă, când începe o acțiune de înfrumusețare a orașului, această înfrumusețare trebuie să fie și pe linie duhovnicească în perspectiva pregătirii sărbătorilor de Paști. De aceea transmitem cu acest prilej tuturor romașcanilor din Roman sau cei care au plecat pe diferite meridiane ale planetei, ca să se gândească să fie una prin Hristos, Domnul nostru care a înviat și învie de fiecare dată când ne înălțăm gândurile către El. Dumnezeu să binecuvinteze Romanul nostru, pe locuitorii ei și să binecuvinteze pe toți cei care iubesc podoaba casei și a grădinii lui Dumnezeu. O acțiune foarte frumoasă, o acțiune binevenită astăzi, când ne bucurăm și de o zi foarte bună pentru ceea ce ne-am propus.
bucurăm de acest parteneriat împreună cu Arhiepiscopia Romalului și Bacăului, împreună cu un alt preasfințitul Ioachim, care a mediat practic aducerea celor 5.000 de puieți de demoliți. Vreau să mulțumesc tuturor școlilor care s-au implicat în această acțiune de voluntariat. Vreau să mulțumesc de asemenea și tuturor voluntarilor care au participat la această acțiune. M-a bucurat să văd că un număr foarte mare de romașcani au dorit să se implice în această campanie de plantare a acestor puieți, societăți comerciale, persoane fizice, ONG-uri, ceea ce înseamnă că există spirit civic la nivelul municipiului Roman, există implicare și vrem să mediatizăm cât mai mult acest eveniment și fiecare din cei care vor planta astăzi acești puieți demolizi să se poată bucura peste ani și ani și să vină împreună cu prietenii, cu rudele, cu familia și să arate rodul muncii de astăzi. Eu le mulțumesc încă o dată și le urez spor la treabă în această frumoasă zi în care sunt convins că vom avea o acțiune foarte reușită. Ne-am adunat aici toți prichindeii de la școala Alexandru Ancuza, de care răspund ca și coordonator astăzi, la acțiunea de astăzi. Prețuiește viața, prețuiește natura. Ne bucurăm și fețele lor vă arată treaba asta. Abia așteptăm să plantăm cei 500 de puieți care ne-au fost repartizați în sectorul zona Marom, de la Tineretului până la Ecaterina Teodoroiului. Ne apucăm de treabă. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă așteptăm să ne faceți poze! Gracias.